Argeșul este cel de-al treilea județ care a accesat și a obținut cei mai mulți bani prin programul de dezvoltare Anghel Saligny. Nu există localitate din Mușcel care să nu fi obținut cel puțin o finanțare pe acest program. La Albeștii de Mușcel s-a reușit atragerea a 10 milioane de lei pentru asfaltarea a 9,5 km de drumuri comunale. La ora actuală se lucrează la întocmirea proiectului tehnic, iar din toamnă vor demara achizițiile în vederea începerii lucrării, lucrare care va debuta în primăvara anului 2023. Lucrăm la întocmirea proiectului tehnic pentru modernizarea drumurilor comunale în Albești de Mușcel, proiect finanțat prin Anghel Saligny. După cum bine știți, Albești de Mușcel a obținut 10 milioane de lei prin acest program și intenționăm ca la finalul lunii noiembrie să avem gata întocmit toată documentația pentru începerea derulării achiziției de lucrări. Lucrări pe care sperăm ca în 2023, începând cu primăvara, când timpul ne va permite, fenomenele meteo vor fi mai puțin, să derulăm propriu-zis investiția. Câți kilometri? 9,5 kilometri. Asta acoperă aproximativ 100% drumurile din localitate în Intravilan, unde se regăsesc locuințe. Cu acești 9,5 km, practic toate drumurile comunale din comuna Albeștii de Mușcel, acolo unde se află case, vor fi asfaltate.